Peste 250 de firme din România și din afara țării participă de astăzi la cel mai mare târg de agricultură, industrie alimentară și ambalaje din vestul țării. Este cea de-a 26-a ediție, una de excepție, în primul rând ca participare și ca învergură. Deja nu mai este un târg național, așa cum a fost până acum, având în vedere prezența importantă a multor firme din străinătate, din peste 9 țări. Deja are o anvergură internațională și îl vedem prin prezența marilor companii care își prezintă produsele în acest târg. Sperăm că vom reuși și în viitor să îi dăm același nivel, aceeași anvergură, aceeași calitate prin expozanți, prin calitatea întâlnirilor și a prezenței invitaților la acest târg. La deschiderea oficială de astăzi au participat oficialități locale, dar și reprezentanți din cadrul guvernului. Agricultura este un domeniu extrem de important, așa cum s-a spus deja. Eu cred că este o soluție pentru țara noastră, pentru a fi competitiv la nivel european. Bineînțeles că și pentru județul Arad, un județ care are 75% suprafață agricolă și 64% suprafață arabilă, este evident că agricultura este foarte importantă. Ca și gazdă, eu mă simt arădeanca, n-am plecat decât provizorul de aici în Arad și promit că mă voi întoarce aici în Arad. Sunt reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale astăzi aici, la dumneavoastră. Și aș vrea să vă asigur de faptul că Ministerul va fi și în continuare cu partener de nădejde al tuturor celor care sunt parte din această industrie frumoasă a României, din partea aceasta a agriculturii, care reprezintă, practic, un segment important într-o țară pe continentul agrar. Aș vrea să salut în mod special delegația Sloveniei, pentru că nu cu mult timp în urmă am participat la un târg similar la Ljubljana, un târg cu o dimensiune incredibil de mare, cu 1800 de expozanți, dar târgul de la Arad, sunt sigur că are multă calitate, n-am fost să văd încă nimic, dar vă promit că voi trece pe la fiecare stand în parte să văd tot ceea ce dumneavoastră doriți să prezentați. De la târgul Agromalim nu putea lipsi fostul ministru al agriculturii, Valeriu Tabără. Îi spuneam domnului comisar Cioloș în urmă câțiva ani când era ministru și eram în legătură cu el, că e nevoie să viziteze odată Aradul pentru a se convinge de ce înseamnă structuri extrem de moderne pe care le găsește aici. Și de asta spun că și meritul Camerei de Comerț și Agricultură de la Arad este excepțional. Aveți o cameră agricolă foarte bună aici cu colegul Alda Adam, care tot timpul este pe primele locuri în țară, produsele tradiționale cu un echilibru foarte aproape de oameni pentru proiecte, sunt și celelalte direcțiile agricole, deci o structură bună și echilibrată și un întâmplător, iată aveți și o manifestare de înalt nivel, mă bucur că am putut participa la foarte multe dintre ele. La ediția din acest an a fost mărit cu 40% spațiul pentru expozanți. Acum cred că este al 13-lea an de când suntem aici la Expo, în fiecare an venim. Trebuie să-i amintim la oamenii că suntem, noi n-am dispărut, existăm și vrem să facem și în continuare. Cu ce vă ocupați, să știe oamenii? Cu pepiniere pomicolă. Pomicolă și puțin dendrologică, viță de vie, arbuști ornamentale, arbor ornamental, așa ceva. Târgul Agromalim 2015 rămâne deschis până duminică 13 septembrie.